Alimentară mondială bate la ușă, cerealele din Ucraina sunt blocate din cauza că porturile de la Marea Neagră sunt închise. Mai grav este că recoltarea este pe cale să înceapă, iar silozurile din Ucraina sunt încă pline cu recolta de anul trecut. În ciuda eforturilor de la nivel internațional, soluțiile în acest caz sunt greu de găsit, spun experții. Să luăm ca reper ceea ce exporta Ucraina în mod normal în anii precedenți. De exemplu, anul trecut avea o predicție de export dintr-o recoltă de 42 de milioane de tone de porumb, avea o predicție de circa 33 de milioane. La grâu, dintr-o recoltă de 33 de milioane, trebuiau să exporte 25 de milioane de tone. La semințele de floarea soarelui, dintr-o producție de 17,5 milioane, ei generau pe piață aproximativ 7 milioane de tone de ulei brut. Însă anul acesta, guvernul de la Kiev se așteaptă ca producția de cereale să scadă cu aproape 40% comparativ cu 2021. În prezent, Ucraina are o rezervă de cereale de aproximativ 20 de milioane de kilograme de anul trecut. În acest moment în care ne aflăm, e o predicție, de o prognoză, ca să spunem așa, de recoltă, de 20 de milioane de tone de grâu, de 25 de milioane de tone de porumb, de 9,5 milioane de tone de semințe de floarea soarelui și circa 6,2 milioane de tone de ors. La semințe de floarea soarelui intervine o problemă foarte mare, pentru că foarte multe unități de procesare din Ucraina și-au închis porțile. Din ce motiv? 1. Nu au cum să exporte uleiul brut pentru că porturile sunt blocate, ceea ce pot exporta merge numai prin frontierele de vest și în această condiție preferă să exporte materia primă. În mod normal, exporturile de grâu din Ucraina ating nivelul de vârf după recoltare, iar țările vecine vor avea de recoltat în același timp propriile recolte, ceea ce va crea probleme logistice, atrag atenția experții. Complexul logistic nu este simplu în acest moment, datorită infrastructurii firave, aș putea să o numesc, și la frontiera cu Polonia și la frontiera cu România. Și goana asta teribilă și necesitatea de a extrage mărfurile va impacta ambele țări, și România și Polonia, din punct de vedere al prețurilor. Uniunea Europeană trebuie să pună la dispoziție logistica și personalul. Este sezon de recoltare. Dacă mai vine și un flux de marfă ucrainean care, să spunem, ar contura un volum de 5-600 de mii pe tonă, de tone pe lună, gândiți-vă ce ar însemna asta.